Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul lui Radu. Astăzi mergem să vedem, bine, plouă foarte mult în zonă, dar mergem să vedem unde am semănat porumbul. Vedem cum stăm cu ierburile, pentru că nu putem erbicida în zonă, avem ploaie la greu. Deci la greu. La greu avem ploaie. Zice că vine ăla, musonul, taicun, fun, ăla ce-i până... ce-a fost până în Italia. Și cred că își face prezența și pe aici, că avem cam multă ploaie și nu putem erbicida, din păcate. Și după atâta ploaie îi pună și la plantele și la astea ce am semănat și la tot, dar nu e bună la iarbă. O să crească iarba într-o veselie. O să ne oprim la prima parcelă să vedem care e situația. Și după aia ne oprim și la a doua parcelă unde am semănat asta, cum îi spune. Da. Unde am semănat floarea soarelui. Să vedem ce se întâmplă și cu aia. Să vede iarbă crescută. Nu știu cine te pune aici cu colțul ăsta, te pune crengi, crede că se evaporă crengile singure sau nu știu ce. Aici vezi un gropan mare. Mai e, mai e, dar nu foarte, foarte mare, doar așa, potrivit, ca să zicem. Da, a ieșit. Porumbul a ieșit. Dar după cum vă spuneam, a ieșit și iarba verde de acasă. Să vedem. Uitați, și la badea asta a ieșit ceva pe rânduri. La mine nu știu că nu... Opa, ce noroi aici, bă, frate. Deci, să vedem aici configurația specială. Păi, este configurație specială. Iarba este fără număr, aici o bucată de floare soarelui. Pe aici e porumbul, dacă îl vedeți. E iarbă, nu știu dacă îl vedeți iarbă. 1, 2, 3, 7 și așa mai departe. Uitați rândul ăsta. Până încolo așa, a ieșit. Din păcate aici pe colțul ăsta se adună multe gunoaie. Și aici o să iasă mai greu pentru că a fost bolovănos. Pentru că, nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, bucata asta de sol e diferită de bucata asta. Asta se mărunțește bine la disc, asta rămâne bolovănoasă. Și o să trebuiască să erbicidăm. Dar da, a ieșit, e ok. Hai să vedem și mai încolo. M-am umplut de noroi. Vedem și mai încoace. Cât noroi este pe jos, fără număr. Se vede? Se vede. Asta iasă mai târziu. Ah. Și după cum vă spuneam, toate gunoaiele din lume vin alte gunoaie, că altcumva nu pot să le zic, și le lasă acolo pe margine, sau vine pe aici și le aruncă direct în asta, uite. Vedeți, cauciucuri, tot felul de mănuși au aruncate pe aici. Oameni idioți, că altfel nu poți să le spui. Începe să iasă și porumbul. Se poate vedea în unele locuri să ieșiți. Mai am niște bucăți de floare soarelui, că am avut niște floare în... așa, cât să zic, niciun pumn în sămănătoare. Cred că câteva
grame pe fiecare secție. Și, na, se poate vedea, nu știu dacă se vede șirul de ăsta cum a ieșit. Iarba avem har domnului, dar problema e că la noi plouă de vreo săptămână și ceva în continuu și nu putem erbicida. Și aș fi avut ocazia să dau cu Andengo din ăla, dar nu, n-am reușit să dăm. După cum se vede, discurile le-am schimbat și acum talerii intră perfect. Și partea aia nu avem foarte multă iarbă, aici avem mai multă iarbă. Iarbă în sensul că avem tot felul de iarbă, avem cred că și ambrozie ceva. Dar trebuie să dăm cu Andengo. Numai să și reușim, că eu știu că trebuie să dăm. Oa, ce noroi am băgat o mașină. Hai să vedem. Să ne întoarcem așa frumos ca să nu dăm pe marșalier pe aici, că aici e rău, că din curba asta sunt niște tufe aici în spatele meu, în diagonală, și nu te văd ăștia cu camioanele dacă ești cu mașina mică. Și ăștia vin așa sănătos cu ele, adică știi ce zic. Cauciucurile le am bune, de aia nu mi-e frică să mă întorc un pic ca pe noroi, chiar dacă avem tracțiune în spate. Nu ne băgăm noi chiar intenționat în noroi să nu mai ieșim. Ne întoarcem așa frumos, până unde apucăm și noi. Înțelegeți? Văd că și vecinul ăsta din dreapta mea, așa, ce fain e groapa aia. Și vecinul din dreapta mea văd că are iarbă. Dăm așa finuț. Finuț. Încercăm să mergem și dincolo unde am băgat floarea cu... Am băgat-o în pământ acum 4 zile, mi se pare. Sau ceva de genul, să vedem și acolo care-i treaba. Acolo au fost super multe burieni, nu știu cine au avut acolo. Nu au avut grijă, deci am eu aici copil mic acolo cu tona și de toate felurile, și așa că o să dau. Să dau, nu, că patinăm un pic, dar n-are nimic, asta e natural. Vezi că vine un pasat și vezi, eu nu văd nimic, uite, în parte. Vrei să ieși pe drum. Na, inde vezi tu drumul. Și fiți atenți cum vine asta cu mașina, că el nu mă vede nici el. Dacă ies cu botul prea în drum, risc să mă iei, uite-l. Asta e, se îngrijește, asta zi, străzele și tot. Să mai îndrăznim un pic, să mai ieșim. Afară. Ar trebui văzut acum ce se întâmplă cu el. Și o să-mi schimb și filtrul de motorină, ar trebui să văd. Hai să vedem și aici. Nu stă apa după atâta ploaie. A plouat destul de mult.
ești deștept, fii atent ce prost este. Bravo, mă, băiatule, bravo. Ce să zic? Asta este. Aici pământul nu s-a sfârmat deloc, cum trebuie. Înțelegeți voi. Adică merem așa ușor, să vedem. Nu împungea în 3 zile, că n-are cum, dar mai mult am vrut să văd și starea. Eu virez dreapta și a mere de stânga. Pe deasupra e mâzgă din aia de noroi, dar nu îi stres, că nu se întâmplă nimic. Sub, de din jos, de mâzgă aia de noroi, multă piatră pe drumul ăsta, așa că nu mi-e frică că o fi ceva bai. Da, na, din păcate e cam greu cu... A fost greu la disc aici la noi. Și na, ne chinuiam într-o vreme să discuim cât de cât. Nu, ușurel, ușurel. Așa. Tot aud SP-ul cum lucră câte un pic pe roată. Lucră fin. Încă nu mă arată pe bord, știi că lucră. Da, îl aud. Lucră pe o roată. Așa. Și aici facem așa. Că de din jos este biadră. Hai să vedem, ne-am oprit bine aici. În sensul că, da, ne-am oprit aproape binișor. În sensul că trebuie să dau un pic înapoi. Bun. Aici e noroi deasupra și piatră de din jos. Nu-i problemă. Nu-i stres, avem cauciucuri foarte bune, numai să încarcă că mergem încet. Și de aia tot mă arată SP-ul așa, în fine, nu rămânem că e multă piatră. Da, aici am sămărat toată bucata asta, floarea soarelui. Pământul nu s-a sfârmat cum trebuie, pentru că e un pământ foarte ciudat. Nu-i nisipos, e negru și e pământ greu. L-am arat cu greutate, adică foarte greu l-am arat. L-am sămărat și după ploaia asta mă aștept că peste o săptămână să avem floare. Aici a fost full maxim burieni, deci aici au avut toate felurile de burieni. Din păcate. Tot pentru noi, că trebuie să-i dăm 7000 de feluri de tratamente, da? Asta este, n-am ce face. Hai să mergem mai departe, dacă mai mergem. Vreau să mă întorc acolo în partea dreaptă, în fața acolo, să vedem. Dacă reușim, dacă nu, nu e mosai. Ce facem? Mai plecăm după. Vedeți, până când ajunge la piatră. După ce ajunge la piatră, nu mai stres. Na, mergi tu pe unde vreau eu, nu pe unde vrei tu. Așa aici înapoi, dacă reușim să facem întoarce, bă, mereu înapoi, nu merg tare să mă bagi în ogașurile astea. Merg mereuț. Eu zic că atâta e bine. Hai să vedem, eram sigur că patinează. Mai patinează țărică ca să sară în noroiul.
foarte fain să descurcă. Sunt cauciucurile noi nouțe, adică noi nouțe. Le am de 4 ani pe mașină, dar mai am vreo 6 mm. Le-am luat la 1 cm, cred că urmele, sau 8 mm. Și se uzează foarte greu. Sunt MS-uri și eu sunt mulțumit de ele. Chiar sunt niște cauciucuri destul de fantastice. Din punctul meu de vedere. Și na, dacă sunt mulțumit și încă n-am probleme cu ele, mai am urme și mai am urme ca lumea pe ele, pot să-l folosesc mașina. Bineînțeles, nu mă bag eu pe off-road sau pe dinastea, dar pe drumuri din astea, așa, cu un pic de nori pe deasupra. V-am zis, e stratul de 2-3 cm. Și contează să ai cauciucuri bune, la urma urmei, că dacă nu au nimic cu ce să prindă pe ele, sau urme, sau dinastea, n-are rost să te bagi niciunde, că nu ieși nici după drum din asta. Da, eu mă duc așa lejer și pentru mine e ok. Nu ai niciun stres. În sensul că nu mă stresez. Că nu ies sau că intru undeva și nu. Bine, v-am zis, nu folosesc pe drumuri din astea de off-road, de prostii din astea și astea. Verificați și aici e ok, dincolo e ok, tot e ok. Aici o să țin un pic mai mult dreapta, să ocolesc grămada aia de gunoi aruncată, că am văzut că are niște bucăți de metal în ele și nu-mi trebuie metal în cauciucuri. Și trec pe balta asta din față, numai bine să spală cauciucurile. De noroi și tot este ok. Nu uitați să dați acolo un like, un share și un subscribe. Cam gata vizita unde trebuia să mergem.